aspect. O să citesc rugăciunea de dezlegare de păcate, ca Domnul să ne ierte de cele pe care le-am săvârșit, să ne deschidă inima, mintea, ca să simțim și să ne bucurăm de prezența și harul pe care le revarsă cu atâta împerșugare în timpul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Domnului să ne rugăm, Doamne, miliește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Păstorile și Mierbe, care a ridicat păcatul lumii și a iertat datoria celor datornici și femeii cele păcătoase, i-ai dăruit iertarea păcatelor ei, cel ce-ai dăruit vindecarea stăpânului împreună cu iertarea păcatelor lui. Însuși, Stăpâne, dezleagă, lasă, iartă păcatele, nelegiuirile, greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cunoștință, cele pentru care de poruncă. Și prin ascultare care s-au făcut de robite aceștia. Domnul Hristoase, ne-am adus aminte, s-au împărât, s-au strâmbătate, am făcut-o pe semenul nostru, am scârbit. S-au luat mărit, s-au luat mărit. Și prin ne-am făcut-o și nu se cală, ne-am îngărit-o, pe ascuns am mâncat sau și l-am necurat, am mâncat-o pe semenul și i-am îngărit. Că o nebunește am mâncat. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru preasfințitul Părintele nostru Ignatie, Episcopul Hurșilor, pentru cinstita preoțime și cear cu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasa Maica noastră stareță, Stavrofora Maria Magdalena, dinpreună cu toate maicele surorile, slujitorii, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Acum și curea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și cu
toate cele din lăuntru. Numele ce sunt al Lui, binecuvântat ești, Doamne. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții, pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Noi încine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Biserici tale, păzește, sfințește pe cei ce iubesc buna cuvința ca se tale, de pe aceștia trebuie să te vrești cu Dumnezeu, prea ta și nu sa pe noi și pe noi dăjduim pentru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Mântuiește-ne!
spre noi cei ce cântăm ție, aleluia. Cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Vouă, cât vor sta cerul și pământul, o iotă sau o cirtă nu va trece din lege, până ce nu se vor face toate acestea. Deci cel care va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni foarte mic, se va chema în împărăția cerurilor. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Frații noștri, episcopi, preoți, romonași, erodiaconi, diaconi, monași, monahii, pe toți cei din clerul bisericesc să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus avem în care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea din toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vileal. Că noi se bățiam cu plăcuturi acestui sfânt lăcaș, și a căror pomenire o să vârșim astăzi, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Paraschieva, Preacuvioase Părinte Exarh, Preacuvioși Părinți, Preacuvioase Maistarețe, Preacuvioase Maici, iubiți frați și surori, împreună rugători, momentele de har și de multă binecuvântare,
pe care le-am trăit în cadrul liturghiei de astăzi, închinată, dedicată Sfinților Atanasie cel Mare și Chiril, Arhiepiscop Alexandriei, ne îndatorează să aducem mulțumire și slavă lui Dumnezeu, Cel întreime lăudat. Mulțumim și Sfinților care sunt ocrotitori acestei sfinte mănăstiri, cei pe care astăzi am pomenit, ne-am străduit pe cât ne-a fost în putință să le punem în evidență lucrarea pe care ei au săvârșit-o în Biserica lui Hristos. Le mulțumesc foarte mult părinților care sunt aici de față, Părintele Exarh și celorlalți părinți care, în duc de rugăciune și de multă liniște, ne-am străduit să simțim prezența Domnului. Îi mulțumesc frumos Părintele Mitropolit Teofan, care așa a blagoslovit, a binecuvântat, ca în această zi să fiu aici la Mănăstirea Copou. Mie mi-a făcut o cinste deosebită, pentru că trebuie să vă mărturisesc ceva. Deși mi-s dragi acești sfinți, în mod deosebit, nu mi-aduc aminte, în afară de dacă or fi picat sâmbăta sau duminica, nu mi-aduc aminte să fi slujit liturghia. Vedeți ce păcătos sunt. Nu mi-aduc aminte. Și m-am bucurat când Părintele Mitropolit m-a rugat dacă pot veni aici la hramul Mănăstirii. Și am zis în sinea mea că mie mi se face o cinste să vin să slujesc această zi închinată Sfinților. Nu eu fac cinste, ci mie mi se face cinste că am slujit aici în această zi de prăznuire a Sfinților Atanasie și Chiril, mari ierarhi ai bisericii noastre și mari teologi. Mulțumesc foarte mult pentru primire, Maicii Starețe și ofte aceste mănăstiri care mie mi-au făcut un dar deosebit. Nu știți care este. Îl spun eu. Nu ce vine acolo. Nu. Cel mai mare dar am văzut toată oștea s-a împărtășit. Eu așa mă bucur când îl primim pe Domnul în viața noastră. Cea mai mare bucurie. Și darul deja mi-a fost făcut de către oștea acestei mănăstiri. Vă mulțumesc și dumneavoastră care a stat așa de cuminți și cu multă răbdare ca niște îngeri. Eu așa le spun credincioșilor din Vaslui când stau cuminți la liturghie. Astăzi ați fost ca îngerași. Pentru că îngerii doar se roagă. Ei nu vorbesc, să știți. Ei se roagă. Și când mai vorbesc credincioșii, atunci le zic, acum v-ați adus aminte că sunteți oameni. Deci dumneavoastră ați fost ca niște îngerași și vă mulțumim că împreună am trăit frumos această zi deosebită. Vă mulțumim pentru dragoste, pentru bucuria care ne înconjurați, deși noi nu merităm lucrul acesta, să știți. Nu suntem nici așa de buni precum ne vedeți. Nici rugători, nici milostivi. Dar ne rugăm să ajungem așa cum ne vedeți dumneavoastră. La mulți ani celor care poartă numele a fost o maică, Atanasia, care poartă numele Sfântului Atanasie cel Mare și Chiril, cred că mai puțin, la obștire de călugări. Bucurie să aveți un an cu multă binecuvântare și mai bun dacă noi vom fi mai buni
Amin.